Dragilor, bună de dimineața, mă rog, nu prea mai e dimineață, dar să zicem așa, începem o zi de vlog foarte întunecată și foarte morocănoasă, pentru că a plouat, în sfârșit a plouat, aș putea să zic, în sfârșit, pentru că aștept să plouă de o săptămână și e întunecat acum în momentul de față. N-a mai plouat de vreo oră, dar bate vântul foarte tare afară, e urât, e o zi foarte mohorâtă. Prin urmare, am ca plan astăzi un pic de ieșit la mall, un pic de plimbat așa prin mall, un pic de poate un film, poate ceva extra. Poate mai văd și eu niște fețe de oameni și da, să mai schimbăm puțin peisajul. Am zis să dau drumul la un daily vlog, că n-am mai făcut ce în de câteva săptămâni un daily vlog. A trecut ceva, adică nu știu când le-ați văzut voi. Voi le-ați văzut recent ultimele daily vloguri, dar eu le-am filmat destul de cu mult timp în urmă, pentru că am tot filmat în avans pentru Make Up Mayhem, care Make Up Mayhem, by the way, merge super bine, mă bucur că vă plac clipurile. Acum, am ieșit și eu din duș, tocmai ce mi-am uscat părul, încă mai am un pic de ulei pe aici prin păr, am dat un pic mai mult de ulei, o să se ducă jumătate de oră așa. Am și o Happy care este foarte agitată, este foarte supărată pe viață, nu știu de ce, cineva o deranjează. Și în rest, da, astăzi se preconizează o fi o zi cel puțin relaxată pe prima parte, adică acum. Și apropo, mie îmi place să mă duc la mall și la film mai pe la prânz, așa, știți? Adică chiar și de dimineață m-aș duce dacă s-ar putea, pentru că nu e aglomerat. Și e așa de bine când te duci la mall și nu e aproape nimeni în mall și nu e aglomerat și te duci la film și nu e nimeni și nu țăcăne nimeni sau sunt foarte puțini oameni în sală, e așa de plăcut de doamne și da, asta o să fac în prima parte a zilei, după care mai pe după masă. La mine pe telefon, pe aplicație, îmi zice că s-ar putea să iasă soarele și am ceva planuri pentru grădină. Dacă iese soarele, am ceva planuri, o să vă iau cu mine, că s-au mai întâmplat niște schimbări, mai avem niște membri noi în familia mea de plante. Și vreau să vi le arăt și vreau să vă arăt cam cum au evoluat lucrurile, ce s-a mai întâmplat, ce mai e nou sub soare, ce mai vreau să fac. Da, sunt foarte happy cu în ceea ce privește curtea, pentru că am ajuns la final, ca să spun așa, cu tot ce înseamnă modificări în curte, cu tot ce înseamnă reparat, cu tot ce înseamnă dus la curățat și aranjat și pus la punct. De principiu suntem bine. De principiu este ajuns într-un punct, după vreo 6-7 ani de muncă, curtea asta a ajuns într-un punct în care arată chiar foarte bine. Cred că arată cel mai bine de cum arăta vreodată, pot să spun asta. Nu știu dacă vreodată în viața ei curtea asta arată atât de bine ca acum. Nu cred, mă îndoiesc. Mai sunt niște mici chestii de retușat, de făcut. Mai sunt gardurile, alea subiect extra, nu discutăm despre ele. Dar în ce privește curtea și iarba și florile și asta, în sfârșit am ajuns pe linia de plutire. În sfârșit pot să zic că suntem într-o fază din asta de maintaining, în care trebuie să mă ocup în mod special doar să mențin lucrurile pe linia de plutire. Adică nu mai sunt lucruri de scos, nu mai sunt pomi de scos, nu mai sunt... Ar mai fi unul, doi, da, mă rog, ăștia sunt așa extra, nu mai sunt bălării, nu mai sunt, nu mai e lupta aia crâncenă pe care am dat-o cu bălăriile, nu mai sunt multe probleme care erau înainte. Am ajuns pe linia de plutire și arată totul foarte bine. Mai trebuie să mă ocup să mai pun eu așa câte o pată de culoare cu flori pe aici, dar astea sunt detalii, adică sunt detalii minore, sunt chestii care se pot rezolva, nu e ceva ce necesită, nu știu, o atenție deosebită sau un efort deosebit. Da, și vreau să vă arăt cam așa cât pot din curte, mai ales că acum am și plouat. Din fericire, chiar aveam nevoie de ploaia asta, deci mă rugam și eu, ajunsese să mă rog pentru ploaie, pentru că e nevoie de multă apă, e nevoie de multă ploaie, oricât ud eu gazonul și florile, nu e ca apa pe care o primesc de la ploaie și se simțea că nu au suficientă apă, se simțea că e
Nu, au nevoie de apă, apă de-a lor, din aia bună. Și a venit numai bine ploaia asta, chiar dacă e o zi mai mohorâtă, dar nu-i problemă. Mâine oricum o să se încălzească, așa că am senzația, apropo de vreme, că am trecut dintr-o toamnă ciudată care a fost până acum, cu vânturi, cu ploaie, cu, nu știu, a fost așa foarte ciudată, foarte urâtă a fost primăvara asta, adică a fost o primăvară tare urâtă. Dacă anul trecut a plouat foarte mult și acum 2 ani au plouat, au fost ani în care a plouat foarte mult primăvara, acum nu pot să zic că a plouat mult primăvara, dar a fost o primăvară foarte urâtă, că a fost rece, adică cu soare, dar rece, sau cu mult vânt care mă deranja. Deci a fost o primăvară din aia scârboasă, destul de așa și... De la o primăvară de asta, așa am trecut direct într-o vară, adică am ajuns să avem temperaturi de 30 de grade, ceea ce mi se pare wow. Încă suntem în mai și totuși avem temperaturi de 30 de grade și e destul de aiurea, dar asta este. Asta așa ca să vă pun la curent cu starea meteo, în cazul în care voi nu știați cum este în vremea. Da, e un pic de haos pe acolo prin spatele meu, dar nu-i problemă, o să mă ocup, cred că diseară de treaba asta. A, și cam asta ar fi update-urile mari și generale. Acum vreau să mă duc să mă aranjez un pic și cred că ne vedem să văd cu ce mă îmbrac. E și vremea asta și n-aș vrea să deger. Mai ales că la film știți că e rece în sala de film. Film e rece și să văd cu ce mă îmbrac și n-aș vrea să deger. So, vorbim mai încolo, dacă e. Pe principiul, uite că se mai întâmplă și minuni în viața asta, am o rochie într-o culoare pe care eu, în mod normal, n-aș purta-o, dar am zis că primăvara asta să încerc și altceva. Da, este o rochie de la Sinsay, pe care voi cred că ați văzut-o deja în holul cu haine. Dacă n-ai intrat până intră daily vlog-ul ăsta, urmează să intre cât de curând. Și este o rochie din asta tricotată, foarte drăguță, are șlițul acolo, foarte cute. Nu este super decoltată, din fericire. Așa. Și, da, e foarte drăguță, e foarte ok, mi se pare confortabilă. Am asortat-o cu geanta asta pe care o am de la Salamander, de ani de zile, o știți că o port într-una, fiindcă e nude. Și am niște sandale nude, pe care la fel, cred că le-ați văzut în, asta, în hol. Și cam așa, super simplă de aruncat pe mine, îmi plac rochiile astea, deci nu se poate. Deci, da, și îmi ține și de cald, adică nu îngheț. Sau... Let's go! Bine, tehnic vorbind, n-ai greșit cu nimic. Dar, eu știu. E bine când găsești loc lângă intrare.
leu, dragilor, dintr-un soare absolut magnific. Am spus eu că după masă iese soarele, o să încerc să nu mă încrunt. Pentru că am tendința să mă încrunt foarte tare. Dar, da, este o după-amiază foarte frumoasă, chiar dacă nu este atât de cald pe cât m-am așteptat, este bine. A plouat într-adevăr mult, v-am zis că dimineață, azi noapte, de dimineață a plouat mult, dar acum e bine. Am ajuns acasă de la film, acum vreo 2 ore, este aproape 7. Eu i-am pus mai devreme lui Zdranță să îi fac mâncare, pentru că el are meniu special și am pus să-i fac mâncare că nu mai are. Și că până se face, am zis să beau și un pahar de Pepsi. Și după ce am venit de la film, am pus niște arpagic, am mai plantat niște arpagic pentru că s-a mâncat ceapa verde. Da, ceea ce nu credea unii că o să se întâmple, s-a mâncat ceapa verde, pentru că mini grădina mea, să știți că este un fel de sursă de miștouri pentru foarte mulți. Stați că prefer să stau așa ca să nu mă mai încrunt. Este un fel de sursă de miștouri pentru foarte mulți. Și din preajma mea, nu numai de pe internet. Dar uite că totuși produce chestii, adică se mănâncă. S-au mâncat câteva salate bune din asta, am mâncat și ceapă verde. O să vă arăt imediat ce am făcut. Dar da, stau aici pentru că este soare și pe lângă asta miroase a flori de salcâm. Au înflorit salcâmii și miroase absolut minunat. O să vi arăt că sunt aici lângă mine, sunt aici pe terenul ăsta din spatele casei, care știți că era junglă. Încă este, nu-i problemă. Dar partea bună este că sunt salcâmii ăștia care miros absolut divin, divin, divin. Da, iertați toate chestiile astea, că știți că așa sunt, așa au fost abandonate, dar uitați salcâmii și uitați cât de frumos arată. Adică într-o chestie foarte urâtă apar... Natura face lucruri frumoase, ca să nu mai zică cineva de natură că nu face lucruri frumoase, face lucruri foarte frumoase și arată foarte bine. Apropo de asta, merii mei, să știți că acum sunt mai pufoși, au mai mult zăpadă, era să zic pe ei, Doamne ferește, mai multe frunze. Acum s-au îmbrăcat și ei ca lumea. Da, Zdreanță, ce vrei? Hai că vine și mâncărica ta, stai liniștit. Aici iarăși mi-a dat pe aici prin asta, trebuie să mă apuc zilele astea să curăț, pentru că mi-au dat bălăriile și acum de la ploaia asta sigur vor da și mai multe. Și ce vreau eu să vă mai arăt este că am mutat căpșunii din față, i-am mutat aici. Și pare să că le place mai mult aici, că, nu știu, au mai multă lumină, stau mai bine, nu știu, le place mai mult, drept dovadă, s-au și înroșit, au și început să se coacă, deci este numai bine. Abia aștept să pap, pentru că sunt niște de căpșuni absolutamente delicioși. Da, dragul meu, da, ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Ce vrei? De ce faci atâta scandal? Ce faci, Happy Lush? Ce ai făcut tu, Happy Lush? Ce faci, măi, Happy Lush? Ei, este Happy Lush. Happy Lush și Zdrențeruș. Zdrențeruș, hai că se face popica. Hai că se face, se face papa. Lasă că se face, ai răbdare, ai un pic de răbdare. Mai ești un pic de răbdare. Da, mama, nu se joacă cu tine. Tu vrei să te joci cu el? Și el nu se joacă cu tine, moroconoșu. A furisit. Da, și cazonul nostru se pare că se bucură de ploaia asta. Este foarte încântat. Așa am zis și eu. Că avea nevoie, oricât l-am udat eu, avea nevoie de apă de naturală. În cazul în care ați văzut acel butoi, să știți că aici m-am apucat să-mi fac compost sau zeamă de compost din ăla din coajă de banane. Dacă ați văzut pe TikTok sau prin alte părți, pe Instagram circula o rețetă de fertilizant, de o soluție pentru fertilizat și m-am gândit să fac și eu din coajă de banană. Am pus aici, le las la macerat și n-am găsit în un alt loc unde să pun butoiul și așa că stă aici. Dar abia aștept să văd dacă funcționează și am să vă zic și vouă dacă funcționează și dacă, mă rog, tehnic vorbind, n-ar avea de ce să nu funcționeze, pentru că până la urmă este niște materie organică descompusă, care asta face. Materia organică descompusă asta face, fertilizează. Da, am făcut o mică pauză ca să mă duc să-i pun orezul lui Zdreanță în mâncare și între timp au apărut mănelele la propriu. Nu știu dacă le auziți, sunt mai în spate, da. Dar vreau să vă arăt că gutuiul meu a făcut flori, s-au și scuturat între timp, numai că a făcut flori, a făcut flori și
O să facă iară gutui. Este un gutui foarte, foarte, foarte harnic și foarte conștiincios. Și de când l-am eliberat de toți pomii care erau pe aici prin zonă, a când a făcut la gutui în prostie. Mie nu-mi plac gutuile, știți foarte bine că mie nu-mi plac gutuile. Sunt da, zdrență, mai ai puțină răbdare. Am pus orezul, mai ai un pic de răbdare, te rog frumos. Gutuile și corcodușele sunt cam singurele fructe pe care nu prea le agreiez eu. Dar el își face treaba. Chiar mă ignoră și își face treaba, ceea ce mă bucură într-un fel. Pe lângă un scărpinici vreau să vă arăt și acest trandafir care este pe care o să urce pe peretele de la bucătărie în momentul în care îi voi face un șpalier. Și acest lucru se va întâmpla cel mai probabil zilele următoare. Dacă ajutorul meu nu dorește să mă asculte, mă apuc eu și mi-l fac singură, pentru că trebuie să-l cațăr pe șpalier, că după cum vedeți nu mai vrea să stea în picioare. Dă-te, te rog frumos, că-l rupi. Zranța pleacă, așa, și este plin de boboci și abia aștept să-l vedeți înflorit, pentru că este superb, arată absolut divin, arată minunat, este un roz, este un trandafir din ăla mare, mare, așa, cu floarea mare și roz și bătuci, de-abia aștept să-l vedeți înflorit. Un boschetel aici pe care vreau să-l mut, m-am decis că îl voi muta în toamnă, că nu l-am pus bine aici, în zona asta nu stă bine, dar vreau să vă arăt, apropo de trandafiri, și iar a crescut iarba, da, iar o să trebuiască să întund, vreau să vi arăt pe ăștia, că și ăștia sunt plin, 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 plin de boboși de flori. Ne-am luptat cu afidele. Săptămâna trecută a fost o luptă crâncenă cu afidele și nici nu vreau să mă gândesc ce o să fie după ploaia asta, pentru că a trebuit să-i stropim de două ori. Erau plini de afide și de gângănii, dar i-am stropit și acum cred că sunt bine. Să sperăm că nu mai au probleme. Dar da, arată super bine și de-abia aștept să-i văd anul ăsta înfloriți în adevărata lor măreție, pentru că sunt mulți și sper să fie așa mulți înfloriți deodată, să fie așa ca un perete de flori. Anul trecut i-am pus și mi-au înflorit și a fost bine, dar au fost puține flori pentru că n-a fost primul an, dar anul ăsta sper să bubuie, știți, să fie plin, 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 plin de flori. La liliac nu s-a schimbat nimic în afară de faptul că s-a uscat liliacul, o să trebuiască să intru și în el să-l curăț. De fapt, asta e zona care mai necesită un pic de aranjat. Așa, asta e zona care mai necesită atenție. În rest, v-am ziceam de dimineață că am terminat cu o mare parte din curte, am rezolvat cam mare parte din toate treburile pe care le aveam și mai suntem în faza de maintaining. Și trec foarte multe mașini iarăși. Și ăsta o să trebuiască rărit, tuns, curățat și toate cele. Și aici au înflorit irisii și au înflorit și trandafirii ăștia, care miros absolut divin, by the way. Și ăștia la fel erau plini sărăcuții de afide și de gângănii și i-am stropit și v-am zis că vreau să-i mut pe ăștia, vreau să-i mut tot acolo la meri, în spate, să-i scot de aici pe toți, pentru că aici vor veni lilieci. Vedeți că am pus niște lilieci și vor veni lilieci. Și vreau să fie așa un gard viu numai din lilieci. Și atunci am să scot toată povestea asta de aici. O să termin cu toată povestea asta de aici, inclusiv cu trandafirii, pe care îi vom muta în spate la meri, că acolo vom face un gărduleț de trandafiri. Dar ăștia sunt minunați, sunt din aia de dulceață și miros a trandafir. Cum trebuie să miroasă un trandafir. Ăsta este mirosul ăla care îmi place mie. De-aia nu-mi place mirosul artificial de trandafir, pentru că am așa ceva și știu cum trebuie să miroasă un trandafir. Și de-aia mirosurile artificiale pe mine nu mă încălzesc, că știu cum ar trebui să fie. În rest, iarbă, corcodușe, care sunt mari, by the way. Iarba încă este decentă, încă nu e super mare, deci suntem bine. Ah, și să vă mai arăt ceva, stați. Hello, scărpinosus! Ce faci, scărpinosus? Aici sunt crinii de august care, după ce le-am pus asta sârma, se pare că se comportă și ei mai bine. Au început să... Uitați! A ieșit și... A, nu! Asta e frunză ruptă! Of, Doamne! Așa, a ieșit și ăsta. Aici îmi lipsește unul. Ar trebui să mai am unul, dar având în vedere că s-a răcăit, cineva a răcăit, normal că nu mai are cum să iasă. Ăștia schimb, sunt foarte veseli și foarte frumoși. Mă rog, deși lui ăsta i-a rupt frunza, tot mademoiselle cred că i-a rupt frunza. Dar cam așa ar trebui să arate ei. Și m-am zis, îmi plac foarte tare ăștia pentru că au frunza asta și e decorativă.
Știți, adică ei înfloresc în august și miros superb, dar până la floare mă interesează frunza. Și e decorativă și arată super, super bine. Și o să vină și pe partea asta. Și iarăși trebuie să intru să curăț buruienile, după cum vedeți, să tund chestii de-astea, banalități. Și ignorând concertul manelistic de pe fundal, care ne place foarte tare, n-am ce să zic, trebuie să vă prezint noua membra a familiei mele, și anume această clematită, care văd că viețuiește de 3 zile în acest ghiveci și se pare că îi este bine deocamdată, parcă are mai multe frunze decât când am pus-o. Să sperăm că o să se cațăre pe sârmă pe aici și am pus-o în ghiveci pentru că, unu, aici în locul ăsta nu are foarte mult pământ, fiind ciment, mă rog, o să trebuiască stricat cimentul ăsta returnat și nu vreau să o pun și după aia să o deranjez, și în al doilea rând nu știu sigur dacă vreau să rămân aici, plus că este o clematită din aceea care toamna se usucă și primăvara dă din nou din rădăcină și atunci pot foarte ușor să o mut în altă parte dacă mă deranjează. Da, Zdreanță, ce vrei să ne spui? Da, adă-mi, te rog frumos, castronul. În curând vei mânca. Ai răbdare să se răcească mâncare. Ai puțină răbdare, te rog frumos. Mai ai un pic de răbdare că încă nu ai murit de foame. Ia uitați-le. Da, da, ești un scump. Dar totuși, ai răbdare, te rog. Da, și ca clematitelor le place să aibă umbră la bază, de-aia am pus ăsta pentru moment, să aibă, să nu bată soarele direct pe pământ, și după ce vor crește petuniile, voi pune și petunii în jurul ei ca să-i țină umbră la rădăcină, pentru că îi place să aibă soare la vârf, așa, să aibă capul la soare, dar rădăcina să fie în umbră. Și de asta am pus-o într-un ghiveci din ăsta mare, ca să pot să o mut, să o pun în altă parte, să mă... așa. Să vedem dacă o să înflorească. Nu știu dacă o să înflorească, pentru că tehnic vorbind ar trebui să înflorească în mai-iunie. Suntem deja la jumătatea lui mai și nu știu dacă o să mai... Putem să-i spunem un cerșetor de atenție mai tare de atât? Dați-vă și voi la el. Cerșetor de atenție. Zreanță, ești un cerșetor de atenție. Asta ești. Haideți că m-am retras în casă, că cu concertul ăla de manele este absolut imposibil să fac ceva. Da, și o fac intenționat. M-au văzut că filmez prin curte și intenționat au făcut-o, că știu că nu suport manelele, dar mă rog. Nu pot să mă pun la mintea unora care sunt total dezechilibrați. Da, per total... O zi foarte interesantă astăzi. A, nu am zis la ce film am fost, cred că se numește Doctor Strange. Parcă este nou film scos de Marvel Studios din ăla, din seria cu Avengers, cu aia. Eu nu le-am văzut, am văzut serialul cu cum le zice la ăia, cu S.H.I.E.L.D. Serialul cu S.H.I.E.L.D. am văzut și știți că v-am zis că îmi place de la Marvels, dar știu despre ce este vorba și tipul care îl joacă pe Doctor Strange este tipul care a jucat în Sherlock Holmes, un serial pe care trebuie să-l vedeți dacă nu l-ați văzut și vă plac filmele polițiste, nu știu, tipul mi se pare extrem de sexy și mi se pare foarte, foarte simpatic și chiar râdeam că, nu știu dacă știți, că el nu poate să pronunțe corect pinguin în engleză. Da, este englez și nu poate să pronunțe corect pinguin și a făcut a făcut un voice-over pentru National Geographic sau ceva de genul ăsta, nu știu, pentru emisiunile astea de, cu natură, și a trebuit într-un episod să pronunțe de 32 de ori pinguin și nu i-a ieșit bine niciodată. Deci de 32 de ori l-a greșit. Adică nu i-a ieșit. Chiar se face că niște glume pe seama lui că e nu. El, cu animalul nenumit, animalul care va rămâne nenumit, pentru că nu, efectiv nu iese. Nu poate să zică pinguin. Na, ca să vedeți că și englezii. Dar tipul e foarte simpatic. Filmul a fost ok. Na, nu mă dă pe spate, dar a fost mai simpaticuț. Am fost la ce-am fost, doamne? La Vikingul. Aoleu, oribil mai e, doamne. Mi s-a părut groaznic. Mi s-a părut foarte prost. La ăla am fost chiar de ziua mea la Vikingul. Ăla a fost chiar foarte prost.
Deci dacă vreți să mergeți, nu, no, no way. Așa, dar ăsta a fost mai bun, ăsta a fost mai simpaticuț, așa, și tipul e simpatic, cu replici din astea mai spumoase, așa, a fost destul de haios. Pe seara asta ce vreau să fac? I-am pus lustreanță să mănânce, i-am pus să se răcească mâncarea, că încă e foarte fierbinte și nu pot să-i dau așa, i-am pus să se răcească. Aștept să se răcească și să-i dau, că bâție pe lângă mine, ați văzut cum face, de zici că nu e, deci jur că toate animalele mele, dacă vine cineva și se uită la ele, toate animalele mele par nemâncate de 100 de ani, parcă n-au mâncat în viața vieții lor, deci așa se comportă toate, inclusiv Udi mai devreme, deși am mâncat, de când am venit acasă am mâncat de 2 ori deja, pe lângă faptul că am mâncat de nu știu câte ori până să plec de acasă, acum, când vorbeam cu voi, se comporta ca și cum n-ar fi mâncat pe ziua de astăzi deloc. Adică ca și cum n-ar fi văzut mâncare. La fel, m-a trezit la 5 fără un sfert că ei trebuia mâncare, era murea de foame. Deci toate animalele mele se comportă de zici că n-au văzut mâncare în viața lor. Dacă vine cineva și se uită la ele, o să zică, vai, nenorocit, asta nu le dă la animale să mănânce. Și câtă mâncare mănâncă animalele mele, că 6, aoleo, nu vreți să știți. Deci mi-e groază să mă gândesc numai câtă mâncare mănâncă. Deci cât pot să mănânce într-o zi. Nu că mănâncă mai mult decât mine per total pe zi. Cred că mănâncă aproape greutatea mea pe zi. Deci atâta mănâncă. Deci mănâncă foarte mult și cu toate astea se comportă ca cei mai mari nemâncați din lumea asta. Deci l-ați văzut pe stranță, da? L-ați văzut că nu mai are răbdare. I-am pus să se răcească. O să-i dau să mănânce. Și pentru că a fost o zi ciudată și pentru că am plecat pe vibe-ul ăsta mai mult de relaxare, o să mă duc să fac o baie, bineînțeles, simt nevoia și de o mască, parcă am văzut eu niște puncte negre pe aici, așa, și parcă e cazul de o mască care să curețe trebăurile pe aici și să speram că mai apuc să și citesc ceva în seara asta, pentru că luna asta iarăși am stat foarte prost la capitolul citit. Drept să vă spun, încă sunt la Femeia în alb. Deci încă sunt la Femeia în alb, dar n-am avut nicio tragere de inimă cu cititul, că a venit căldura, am stat mai mult pe afară, când stau afară, vă dați seama că nu mi-arde mie să stau să apuc să citesc, să nu știu ce, deci o să mă înjure fetele de la Book Club, o să fiu ultima codașe, o să fiu cel mai prost din curtea școlii, să mă fac de râs în ultimul hal, dar asta este. Nu-mi arde, efectiv, nu-mi vine să citesc în perioada asta, mai ales dacă stau pe afară și fac chestii. Când intru în casă, fac o baie, mă mai uit la ceva sau mă joc pe telefon, că am un joc pe care îl pisez pe telefon. Mai joc și salutare, asta e tot, s-a dus. 5 minute, 10, după aia adorm, nu, după ce mi-am făcut baie, că nu mai funcționez. Și mie... nu știu cum să citesc, dar să vedem, să sperăm că totuși o să reușesc să termin măcar Femeia în alb, iară i-am zis Fata în alb. Hristoase, deci am îmbolnăvit, pe lângă asta am îmbolnăvit pe toată lumea. Nu numai că eu zic Fata în alb, dar am mai îmbolnăvit câteva persoane care zic Fata în alb, da. Aoleo, groaznic. Chiar stau să mă gândesc dacă mai mănânc ceva în seara asta. Am mâncat noodles la mall, pentru că de regulă când ajungem la mall mănânc noodles, că îmi plac noodles și de la chopsticks, nu știu, mie îmi plac. Sunt, știu că multă lume, noodles de la chopsticks, dar mie îmi plac. Așa, și am mâncat noodles, că chiar mi-era poftă, eu n-am mâncat de mult. Și acum, nu știu, stau să mă gândesc să mai intră ceva, nu mai intră. Și să vă arăt ce mi-am luat. Stai, că mi-am luat ceva. Că m-am dus expre la Auchan. Stați așa. Expre la Auchan, pentru că știam că în Auchan găsesc, și găsesc la un preț relativ accesibil față de alte locuri, găsesc spray-ul ăsta de la Garnier cu SPF 50. Asta este un spray pe care eu am început să-l folosesc anul trecut și am continuat să-l folosesc anul ăsta. O să vedeți în următorul clip cu produse terminate, că am deja 2 tuburi terminate. Și m-am dus la Auchan să-l iau, pentru că știam că îl găsesc acolo. E 26 de lei, by the way. Și mi-am luat ăsta pentru că e bun de aplicat și reaplicat pe timpul zilei ca să te protejeze de soare. Că știți că eu țin la treaba cu SPF-ul și am observat că cum mai nou, cum nu aplic SPF, cum fac pete. Cum nu aplic SPF, cum fac pete. Which is amazing. Și în urmare trebuie să ne ținem tare de SPF. Este un SPF pe care și voi mi l-ați recomandat de multe, multe ori. Nu știu dacă îl vedeți de la brightness-ul ăsta.
Să-l aplic și peste machiaj. Acum, la drept vorbind, mie personal nu prea îmi place cum arată peste machiaj, mi se pare uleios. Se mai duce din uleiala aia în timp, dar mi se pare că e uleios și că mi se întinde mascara de la el și nu sunt cea mai fericită să-l aplic peste make-up. Dar când sunt acasă și nu sunt machiată, îmi place să-l aplic și pe față și pe corp și mi s-a părut ok și de-aia l-am recumpărat. Chiar mi-am cumpărat 3 ca să am, mi-am cumpărat 3 tuburi ca să fie. Să fie aici la de rezervă, că o să tot stau prin soare în următoarea perioadă și m-am gândit să-mi iau și ăsta cu SPF 50 pentru față. Este o cremă teoretic cu SPF 50 și cu acid hialuronic. Ar trebui să fie tot așa, o cremă hidratantă. N-am mai încercat-o, pe asta chiar n-am mai încercat-o și este UVA, UVB. Văd pe aici că n-ar trebui să mă usture ochii de la ea. Ar fi minunat, ar fi absolut minunat. Fără parfum, zice aici, stați că e și întuneric la mine, nu știu cum vedeți voi, dar e și întuneric, de asta îmi bag asta în ochi. Este hipoalergenic, are protecție broad spectrum, adică protecție largă, UVA, UVB, perfect, 50+. Acum, Ana, rămâne să o testez. V-am zis, pe asta n-am mai folosit-o până acum, rămâne să o testez și să vedem, vă zic, vă povestesc dacă îmi place sau nu, că eu sunt destul de sensibilă la treaba asta cu SPF-urile. Ba, mai mult am observat că și multe SPF-uri îmi scot coșuri, ceea ce, tehnic vorbind, înseamnă că ar trebui să trec pe SPF mineral, care nu prea mă încântă, știți? Nu prea, mi se pare cam îmbâxește pielea așa mie, SPF-ul mineral. Dar ăsta îmi scoate coșuri, însă, din fericire, în ultima vreme am reușit să țin coșurile sub control cu aparatul ăla, cu frecvență înaltă. Oh, deci este un vis. Da, deci abia aștept să vă povestesc de el pe la final de lună, așa că să fi folosit cam măcar aproape o lună ca să pot să vă povestesc despre el, pentru că da, e ceva bine cu aparatul ăla, deci mi-am... Nu știu dacă observați că nu sunt machiat acum, nu m-am machiat, mi-am făcut de curând un pic sprâncenele și pe aici mi-am aplicat un pic de anticear când de dimineață, cât să par și eu mai trează și aveam ruș care s-a dus, dar în rest nu sunt machiată pe față. Am într-adevăr niște coșulețe pe aici, dar sunt micuțe, dar eu făceam din alea mari, urâte, mai ieșea câte un monstru, da, știți că mai eram cu câte unul de ăla pe aici și îl rupeam, bineînțeles, și acum nu am. Deci se ține bine. De, și toate datorită acelui aparat. Până acum, așa tind eu să cred. Mai aplic câte o mască, deși în ultimele 2 săptămâni nu prea am aplicat. Cred că am aplicat odată în 2 săptămâni, ceea ce e destul de neobișnuit pentru mine. Dar mai aplic câte o mască, ca de exemplu seara asta o să mai aplic o mască cu argilă ca să mai curețe treaba. Și o să sperăm că o să fie bine în continuare, așa. Să sperăm că nu o să-mi scoate astea coșuri. Dar vă țin la curent. Acum, mă duc să-i dau lui ăla să mănânce lui nemâncatul ăla, că e deja 8. Și mă mănâncă și pe mine. Să-i dau să mănânce, că sigur mă dă în judecată că nu l-am hrănit și că nu așa. Și să-mi pregătesc și o baie, să văd dacă mănânc ceva, să văd ce mai fac pe aici. Vă mai țin la curent. Până la urmă am decis să mă tratez cu o porție foarte healthy de cartofi din ăștia prăjiți. Sunt absolut divini. Eugenia e nebunită după ei. Și să mai răspund la niște comentarii până una alta.